cum au fost zilele astea. Am mai crezut, tot la unii au rămas la fel, cum au fost. În județul Iași s-au depus 204 contestații la matematică și 707 la limba și literatura română. După rezolvarea acestora, alți 24 de elevi au reușit să obțină media generală peste 5. De asemenea, s-au adăugat încă 4 note de 10 la matematică, însă numărul total al mediilor maxime a rămas tot 18. Sunt și situații în care notele au fost majorate cu mai mult de un punct. La română de la 8,15 la 9,35 și la matematică de la 6,80 la 8. Cât a crescut notele? De la 8,20 la matematică, de la 8,50, de la 8,70 și de la 7,90 la 8,50 la română. Și care e media acum? 8,80. E bun. Foarte bine, da. Rezultatele finale arată că în județul Iași sunt 22 de școli cu rată de promovare de 100%. Nu doar renumitele colegii naționale din Iași, ci și unități de învățământ de la țară. Un data a apărut după perioada contestațiilor și avem și unități din mediul rural cu promovabilitate 100%. Aș aminti școala gimnazială Popricani, școala gimnazială Bodeș, școala gimnazială Drăgușeni, școala gimnazială Heci sau școala gimnazială Ștefan cel Mare Dancu. Sigur. Există adevărat și un capăt opus printre școlile cu promovabilitate sub 25%. Se află școala gimnazială Crucea, școala gimnazială Gârbești, școala gimnazială Petru Poni Cucuteni și liceul tehnologic Gornița. Dar aș face necesară mențiune că nicio școală nu are procent de promovabilitate sub 15%. În această vară, 6.615 elevi ieșeni au susținut evaluarea națională. Indiferent de media obținută, ei vor putea opta pentru continuarea studiilor la un liceu sau la o școală profesională. Paradoxal însă, anul acesta pentru județul Iași sunt 8.600 de locuri la liceu și școlile profesionale, cu aproape 2.000 de locuri peste numărul de candidați. De pe 4 până pe 8 iulie, elevii vor completa opțiunile, iar pe 15 iulie se va face repartizarea computerizată.